Tot ceea ce dorim să se întâmple până la Vilnius și respectiv la Vilnius e să aducem Ucraina mult mai aproape de NATO. Înseamnă că Ucraina va fi un membru egal acolo la masă alături de celelalte 31 de state aliate. Rusia nu are niciun drept de veto asupra acestui lucru și trebuie trebuie ca împreună să găsim cele mai bune soluții. NATO dorește să creeze un mecanism de finanțare multianual pentru Ucraina. Așteptăm cumva la acest summit vreun anunț privind creșterea numărului de militari străini în România? În mod cert crește grupul de luptă. Ce face NATO fred? dacă Rusia intră și în Republica Moldova, în Transnistria? Știți? Republica Moldova, știți, cred că este un stat partener. Da. NATO apără teritoriul și populațiile aliate. Nu, vă întreb, ce, dorim ce, să face? facem? ce dorim să facem? Ce poate face atunci? NATO poate doar sprijini creșterea capacității de apărare și rezilienței acestui stat partener. Bună dimineața! Cu doar câteva zile înainte de summitul de la Vilnius din Lituania, la interviurile One to One a venit astăzi secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru. Doamna secretar de stat, Simona Cojocaru, bine ați venit la Europa Liberă! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Vă mulțumesc și încă o dată îmi pare tare bine să fiu alături de dumneavoastră. Întâlnirea noastră vine chiar la timp, după ce am fost la Bruxelles la reuniunea ministerială a Ministrului Apărării NATO, o reuniune extrem, extrem de importantă în pregătirea summitului de luna viitoare, un summit extrem de important, ați spus și noastră, de la Vilnius și am participat acolo și la cea de-a 13-a reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, în care uh, ministrul apărării Reznikov, uh, alți oficiali ucrainieni, ministrul adjunct al apărării, Andrei Șefcenco, ne-au prezentat situația de securitate din, din, Ucraina, consecințele contra contraofensivei pe care Ucraina a lansat-o. Din analizele pe care le-ați ascultat și le-ați avut mai mult ca sigur în față la NATO, reiese că armata Ucrainei are în acest moment ce îi trebuie să continue această ofensivă? Și livrările continuă de armament către ei? Suntem la un an jumate, nu? De la 24 februarie 2022, acea zi fatidică în care a început acest război brutal de agresiune al Federației Ruse în Ucraina. Iar Ucraina rezistă. Bravo, popor ucrainian, armata ucrainiană au demonstrat că sunt rezilienți și că rezistă uh, cu sprijinul, într-adevăr, al comunității internaționale, al statelor membre UE, al uh, aliaților. E foarte important. Uh, trebuie să-i sprijinim în continuare ca să putem să-i sprijinim, se fac schimbări și în statele membre NATO. Spunea secretarul general adjunct al NATO după reuniunea de la Bruxelles, domnul Mircea Gioană, forțele ucrainiene au intensificat operațiunile de-a lungul liniei de front și fac progrese constante, dar se confruntă cu un teren dur trupe rusești bine fixate în teatru și lupte aprige. Am senzația că e totuși o discrepanță între ceea ce vedem noi pe rețele sociale, evident, Ministerul Apărării de la Kiev trebuie să susțină moralul acestor trupe și realitatea. O frântură avem acum de la Secretarul General Adjunct al NATO. E mai greu decât ceea ce vedem noi din informațiile publice, nu, în teren. Este război. Este război. Un război încă o dată de agresiune. Este un război, dacă vezi, convențional. Ne-am întors la ceea ce nu credeam că se va mai întâmpla niciodată în Europa. Un război convențional cu tancuri, cu uh, armată, nu vorbeam de, de forțe terestre, într-adevăr, ați spus și dumneavoastră, sunt implicate și aceste noi tehnologii, drone, uh, sisteme autonome, fără pilot și așa mai departe. Dar în principiu discutăm de un război convențional, care aduce pierderi, care aduce nu uh, contraofensive, ofensive, ofensive și, uh, dar noi ne bazăm pe armata ucrainiană. Uh, în continuare au demonstrat. Că pot să înregistreze progrese acolo, pe teren. Știm că luptă la sol, dar poate ridica aeronavele, adică luptă și cu avioane? În acest moment, uh, contraofensiva este în majoritar la sol cu forțe terestre. Ne puteți spune dacă au început să primească avioane de luptă din state membre NATO care au anunțat deja că vor face asta. Nu, încă nu au primit încă astfel de aeronave. Într-adevăr există acum, s-a discutat la grupul de contact și secretarul general Jens Stoltenberg a făcut referire la inițiativa Olandei și Danemarcei și de a constitui o coaliție F-16 pentru Ucraina. Dar este un proces complex, cred că realizați și noi trecem acum printr-o perioadă... Um, anevoioasă, ca să-i spun așa. Știți că o să primim încă două escadrile de F-16, un avion pe care ni l-am dorit foarte mult în România. Am renunțat la migurile 21 de curând, nu? Acum aproape o lună și acești piloți trebuie instruiți. Discutăm de un grad de complexitate mult, mult mai ridicat. Deci în acest moment piloții ucrainieni încă sunt în fazul, faza de instruire și nu e luată încă decizia privind momentul în care vor fi livrate avioanele. Faza de instruire încă nu a început. Deocamdată s-a discutat de, de punerea, dacă vreți, în acord a statelor care vor contribui la această coaliție F-16. A reapărut uh, cu un mesaj public uh, săptămâna trecută, după o absență de câteva săptămâni, șeful informațiilor militare din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina, celebrul general Kirilo Budanov, uh, s-a întrebat lumea trăiește, nu trăiește, câtă vreme rușii au spus că l-au ucis, a reapărut, am văzut cu toți e viu, dar e foarte mult schimbat, cel puțin așa mi s-a părut mie din fotografiile, din propriile fotografii, pentru că el le-a publicat. Uh, știți ce s-a întâmplat cu el? Ați aflat? Nu pot să comentez în, în acest moment, dar vă spun următorul lucru. Există o componentă extrem de, de puternică a războiului informațional. Vă spuneam că practic acum ce vedem în Ucraina, în acest război de agresiune, vedem un complex convențional, hibrid, informațional, nu? Avem o serie de crize suprapuse. Acest război informațional ce înseamnă? Fake news, manipulare, manipulare stratcom. Deci întotdeauna noi abordăm cu foarte multă prudență astfel de informații. Eu vă înțeleg, dar să știți că sunt mulți analiști, sunt sigură că știți, inclusiv americani, care spun că Rusia e pe cale să câștige cel puțin războiul care ține de propagarea informației, de propagandă. În teren nu știm cum se va sfârși. Și știm că și noi, România, avem o problemă cu asta, cu, cu manipularea. Credeți că ar trebui să facem mai mult? În cer trebuie să facem mai mult. Și uite, vă dau un exemplu nu neapărat din România, din Republica Moldova. Știți că există o serie de manifestații acolo, nu contra guvernului, până la urmă contra parcursului pro-european al Republicii Moldova. Într-un an dificil că urmează alegeri. Exact, dar cred că vă amintiți că la data de 21 mai, doamna președinte Maia Sandu, împreună cu președintea Parlamentului European, au participat la un meeting de amploare, unde s-a auzit vocea, vocea moldovenilor care au spus, noi vrem în Europa, aparținem familiei europene. Cred că întotdeauna trebuie să ne uităm la această contrapondere pe care putem să o realizăm. Sunteți activă pe rețele sociale, ați primit, nu știu, de când e războiul din Ucraina, un mesaj din partea oricărei autorități, ceva referitor la combaterea propagandei? Noi la MAPN susținem nu, foarte nu, ca tare acest fizică, lucru. Ca persoană astea... fizică pe anumite site-uri am întâlnit astfel de, astfel de, astfel de, astfel de mesaje. Hai... dar într adevăr e loc de mai mult și cred că trebuie să ne concentrăm cu toții asupra tinerei generații. A spus așa Volodimir Zelenski și încerc să reproduc: Nu vom merge la summitul NATO dacă nu vom primi măcar un semnal că vom fi primiți în Alianța Nord-Atlantică. Câte vieți ar trebui să echivaleze o propoziție, o singură propoziție la summitul de la Vilnius? Propoziția ar fi fost uh, Ucraina este invitată să adere la NATO nu va fi invitată, a spus secretarul general al NATO în Stoltenberg, dar ce se va întâmpla, ce va decide alianța legat de acest subiect la Vilnius? De la momentul mesajului pe care l a citat, poziția președintelui Zelenski s-a mai nuanțat, au avut între timp o serie de consultări și cu liderii aliați. Nu, până la urmă, va veni, uh, va veni fizic. Uh, fizic, e foarte important. Uh, tot ceea ce dorim să se întâmple până la Vilnius și respectiv la Vilnius e să aducem Ucraina mult mai aproape de NATO. Adică Cred să că... se transforme această comisie NATO-Ucraina în Consiliu NATO-Ucraina. Înseamnă... înseamnă că Ucraina va fi un membru egal acolo la masă, alături de celelalte 31 de state aliate. Deci vor fi 32 de state membre. Va, discutăm de competențe uh, crescute în acest Consiliu. Asta e o diferență față de Comisie. Și, doi, uh, discutăm de, de un mecanism de management al crizelor întărit în relație cu, cu Ucraina. Deci, Ucraina, odată ce va exista acest Consiliu NATO, Ucraina va fi un partener mai apropiat de NATO, spuneți? Un nivel superior, în mod cert. Și peste acest nivel este statutul de membru NATO? În mod cert. În funcție de evoluția nu războiului, până la urmă, din nou fac referire la declarațiile recente, postministeriale, apărare ale secretarului general NATO, care face referire la, la faptul că dorim cu adevărat ca Ucraina să vină mult mai aproape de, de NATO. Rusia nu are niciun drept de veto asupra acestui lucru. Și trebuie, trebuie ca împreună să găsim cele mai bune soluții. Ridicarea relației la acest nivel între NATO și Ucraina înseamnă și uh, sau are efecte și asupra uh, relației privind pregătirea militarilor ucrainieni sau poate livrări de armament sau poate exerciții comune, adică sunt efecte practice, concrete, imediate. Politice, practice și militare, da, vor fi uh, efecte imediate. Discutăm și de un pachet de asistență cuprinzător. NATO dorește să creeze un mecanism de finanțare multianual pentru Ucraina. Discutăm de sume importante acolo. Miliarde, uh, probabil. Exact, de uh, ceea ce este extrem, extrem de important. Pentru că, până la urmă, sprijinul trebuie să capete o dimensiune practică. Trecem de la politic la practic, pentru că asta ne interesează. Și acest pachet va fi anunțat la Vilnius, înțeleg. A fost uh, decis și anul trecut la Madrid, dar la Vilnius va fi uh, din nou translatat la un nivel superior. Practic, în locul Consiliului NATO-Rusia, acum vom avea un Consiliu NATO-Ucraina. Ceea ce în... este foarte bine. Pentru da. că Ucraina este un partener extraordinar al Alianței, încă o dată, cu un alt fel de statut care trebuie valori... valorizat. La nivelul adecvat. Dar, cert e că nu vor primi și un calendar, acum, la Vilnius? Încă sunt negocieri. Ministrii de externe s-au întâlnit, de asemenea, în format ministerial. Problematica aderării Ucrainei ține cumva nu, de miniștrii de externe. E o problemă de, de politică, dacă vreți, externă a fiecărui stat. Sunt negocieri în continuare, dar, în principiu, la Vilnius, așa cum v-am spus, Vom avea un nivel superior a relației cu Ucraina, încercând să, să trecem ulterior la, la alte stadii de dezvoltare. Va fi un summit extrem de important, și pentru că uh, Alianța Nord-Atlantică, evident toate statele membre, deci inclusiv România, toată lumea se pregătește să updateze planurile de apărare în caz de atac. Vorbim de Rusia în acest moment. Noi avem din 2014 așa numitul plan de contingență, de apărare, după ce Rusia a anexat ilegal pe insula Crimea. Uh, vă întreb ce înseamnă acest plan updatat uh, de apărare în caz de atac? Uh, mulți lideri aliați, inclusiv secretarul general NATO, a declarat în repetate rânduri că cea mai importantă consolidare a apărării colective a venit după Crimea 2014. Uh, aș nuanța și a spune că momentul Madrid a fost extrem de important. Anul trecut. Anul trecut. Și practic de la Madrid la Vilnius s-au întâmplat o serie de procese care conduc cu adevărat la adaptarea alianței prin adoptarea familiei de planuri conexe conceptului de apărare și descurajare a zonei euroatlantice. Practic acum, dacă vreți, se încheie o perioadă. Se încheie perioada post-război rece în istoria alianței. Și începem ce? Un proces amplu de modernizare. Discutăm de planuri strategice elaborate de Sachior, de Comandantul Suprem Aliat și de autoritățile militare NATO, care sunt destinate tocmai acestei modernizări. Trebuie să avem planuri executabile. Trebuie să avem forțe pe care ne bazăm. Trebuie să facem legătura între planurile naționale și planurile aliate, trebuie să alocăm sarcini specifice, unor regiuni specifice, deci mergem într-o granularitate mult, mult, mult în mai... În detaliu, spuneți. Exact. Haideți să vorbim de România. Noi știm în acest moment, în cazul în care NATO e atacată, doamne ferește, ipotetic vorbind, cine ne ajută prima dată? Bineînțeles că știm Stim ce țară vine, știm cu ce trupe. Bineînțeles că știm și în primul rând avem și noi contribuție. Cine Chiar și zilele puteți spune în acest moment, nu, pentru că planurile acestea încă nu sunt aprobate. Urmează să fie aprobate la seminut de la Sperăm cu toată, cu toată puterea să fie aprobate la Vinus, în mod cert, va fi, dacă vreți, uh, principalul livrabil. Bun. al summitului. Cum acest plan înseamnă și dacă o altă țară NATO este atacată și România va contribui cu forțe, echipamente și cu ce mai poate pentru apărarea acelei țări. Dacă doamne ferește, e vorba de o țară baltică sau oricare dintre țări. Exact. Bun, noi avem acum pe teritoriul România peste 5000 de militari uh, străini ai NATO, da. 5500, dacă nu mă înșel, cred că spre 6000, care se adaugă trupelor noastre. Până la ce nivel cantitativ vorbind am putea primi ajutor? În caz de nevoie. Încă o dată, aceste planuri vizează trecerea de la pace, conflict, criză. Sunt etapizate, NATO știe foarte bine și sa pe ce forțe se bazează în caz de, de conflict armat, și ca atare vreau să vă spun că acea afirmație pe care toată lumea o repetă în ultima vreme, că NATO este capabilă să apere fiecare centimetru al teritoriului și populațiilor statelor realiate este 100% adevărat. Bun, asta, Vreau să promite, vă mai spun asta ceva. promite NATO, mă iertați, dar noi știm că încă nu avem toate sistemele, practic, sistemele Patriot pe care le-am cumpărat de la Statele Unite, au venit doar câteva pe care le-am plasat aici, colo, deci nu toată suprafața poate fi apărată. Sigur, avem și alte sisteme, avem un grup de luptă NATO care a venit cu sisteme de apărare anti Uh, V-am urmărit discursurile, ați cerut de nenumărate ori și în Olanda și în alte țări sporirea acestor sisteme de apărare antiiriană în Estul Europei, deci inclusiv în România și uh, mai avem o problemă cu dotarea forțelor navale. Noi nu avem cu ce să ne apărăm exact unde ne doare cel mai tare la Marea Neagră. Haideți să le luăm pe rând. Există alte sisteme pe care le-a primit România în afară de cele din Franța și în afară de cele proprii venite în urma solicitărilor din state NATO? În primul rând vreau să vă spun următorul lucru. 5.000 de forțe aliate sub NATO sau în cadrul aranjamentelor bilaterale sunt acum pe teritoriu. Cred că știți că uh, recent a avut loc un exercițiu major în România, Saber Guardian, cu 10.000 de a, militari. Defender 23. A fost o demonstrație, dacă vreți, a capabilității NATO. 10.000 de militari au fost pe teritoriul României și au desfășurat un amplu un amplu exercițiu. A fost și Republica Moldova. Cred că e important că, uite, reușim să aducem Republica Moldova în diferite formate exerciții e și tot prop... mai strânsă legătura cu Republica tot Moldova, tot mai strânsă militar, chiar și noi săptămâna trecută înainte de plecarea la Bruxelles și dați mi voi să amintesc, am fost la Târgu Mureș, unde am desfășurat o nouă reuniune a comisiei noastre militare mixte la nivel secretar de stat. Am dorit să-i aducem pe colegii noștri moldoveni și în altă locație decât București. Am, să fost, le arătăți, am fost la pentru forțele pentru exact, speciale. exact, care au avut un rol extrem de important în crearea nu unei astfel de capabilități în Republica Moldova și încercăm să-i ținem extrem, extrem de apropiați. Dar Ce face NATO vre... dacă Rusia intră și în Republica Moldova, în Transnistria? Știți? Republica Moldova, știți, cred că este un stat partener. Da. NATO apără teritoriul și, și populațiile aliate. Nu, vă ce, întreb, dorim ce, să face? facem? ce dorim să facem? Ce poate face atunci? NATO poate doar sprijini C creșterea capacității de apărare și rezilienței acestui stat partener. Și o face acum, și, în mod cert. Și România coordonează pachetul de consolidare a capacității de apărare a Republicii Moldova, DCB, Defense Capacities Building, și în plus aducem un sprijin foarte important și în biroul de legătură al alianței la Chișinău. Revenind la summitul NATO, vom avea tot timpul 300.000 de, militari gata de luptă. În stare puțin. de alertă, în stare de alertă ridicată. Așteptăm cumva la acest summit vreun anunț privind creșterea numărului de militari străini în România, pentru că grupul de luptă, știm, s-a anunțat la summitul de anul trecut, poate fi, crește ca mărime. În mod cert crește grupul de luptă, și noi susținem uh, extrem de vocal creșterea grupului de luptă la nivel de brigadă. Am avut și un uh, exercițiu de curând uh, de strike. Mă scuzați, asta înseamnă de la. Uh, Acum discutăm 2000, de 1.000 de militari, va crește la, la 1.500 și va ajunge probabil la 3.000. În cât timp? Uh, Într-un timp de... de, uh, în, caz de conflict, în caz de conflict, pentru că despre imediat. asta discutăm imediat. Dar... În, în câteva zile. Și, în cazul în care nu va fi conflict, va crește oricum ca mărime acest grup de luptă? El este programat să crească de la numărul în acum la 5, nu? Va ajunge la 1500. Ce faceți cu forțele navale? Uh, forțele navale, da, sunt o prioritate pentru noi. Cred că știți că după declanșarea războiului de agresiune din Uh, Ucraina în Marea Neagră prezența NATO a fost uh, stopată, practic stopată. Dar, uh, din dar cauza vreau să vă spun de la Montreux, dar și, uh, vreau să vă spun uh, și țin, țin să vă amintesc lucrul ăsta, am avut uh, o fregată care tocmai a revenit dintr-o operație UE, operația Irini din Marea Mediterană, operație UE destinată migrației în Marea Mediterană, o, o operație extrem de importantă la acest moment și am contribuit și noi trei luni de zile cu această fregată. A avut și România o contribuție și a insistat ca Statele Unite să aibă acea strategie de securitate pentru da. Marea Neagră, care, din câte știm, este în Congres. Da. Știți dacă această strategie, pe care o așteptăm, nu în acest an? va uh, prevedea ca statele Unite să aducă nave militare în Marea Neagră eventual prin donație? Nu vă pot confirma acest lucru în acest moment uh, pentru noi. Uh, și uh, pare tare bine că ați amintit, uh, la fel a fost un efort, un efort de de convingere a partenerului nostru strategic cel mai important, Statele Unite, să declanșeze dacă vreți, dezvoltarea unei astfel de strategii. Ne-am întâlnit anul trecut la Constanța în repetate rânduri și cu uh, distinși reprezentanții ai Congresului American. Nu? Congresul are un rol major. Dar, uh, concret, dincolo de faptul că avem o strategie, concret ce ar însemna asta practic pentru regiune? În primul rând, ar însemna faptul că SUA SUA se focalizează în continuare asupra Mării Negre, ceea ce e foarte important. Noi vrem ca Marea Neagră să rămână foarte sus pe agenda în politica externă și de securitate a Statelor Unite și ale și a altor aliați, bineînțeles. Trei întrebări mai am. Ați discutat foarte mult acum la Bruxelles despre un plan de fabricare, stocare și livrare de muniții și știm că în premier Romarmul a participat la această întâlnire. România participă la efortul de a dona Ucrainei muniție. Uh, vă întreb uh, dacă s-a decis ceva în acest sens, mai ales ca s-a discutat și despre eventuale ajutoare pentru companiile mici, mijlocii, de dimensiune medie, care produc armament. Uh, la Bruxelles uh, a fost organizată în premieră și noi am susținut acest lucru o întâlnire cu reprezentanții industriei de apărare din, uh, din Europa. Într-adevăr, uh, Romarm a fost prezent, uh, am participat și eu acolo. De, de ceilalți miniștrii apărării, uh, un eveniment extrem de bun. Pentru că trebuie să vorbim mai des cu industria. Uh, suntem în, în postura în care în România dorim să revitalizăm. Trebuie să recunoaștem. Da. Industria a fost subfinanțată, industria, uh, nu, uh, la nivelul... Uh, apărării a fost subfinanțat atâția ani de zile. Și uh, Romarmul și-a dublat cifra de afaceri anul trecut, s-a -a dublat și producția, asta înseamnă că e deja în circuitul de uh, NATO de producție de armament? Uh, și NATO se bazează pe producția Romarm? Dar nu doar la NATO, și cu UE sunt uh, diverse programe derulate de Agenția Europeană de Apărare. Romarm trebuie să se conecteze. Trebuie să se conecteze și la NATO și la UE. Nu e încă. Și să... Acum este în proces de, de conectare. Și ce înseamnă această conectare? Dezvoltarea unui joint ventures, aplicarea în cadrul unor programe de finanțare, De la am semnat chiar eu un program de aranjament cu Agenția Europeană de Apărare pentru producția de muniție de 155 de milimetri. Acum. La recent. ministeriala precedentă la UE. Doamna secretar de stat, am văzut că Polonia vrea să-și facă cea mai mare armată din Europa, să aibă 300 de mii de militari apți de luptă. Să știți că i-am întrebat și noi pe câțiva români dacă în cazul în care se extinde, doamne ferește, acest conflict, ar rămâne în țară să lupte sau nu. Haideți să-i vedem. Haideți să vedem. Aș rămâne în țară. Am un copil și trebuie să aibă cineva grijă și de familie. Nu sunt în măsură să plec familia nu poate să pleacă, să plece, stăm și ne apărăm în primul rând familia, apoi țara, bineînțeles. Teoretic vorbind, dumneavoastră ați rămâne în țară să apărați țara în cazul în care ar fi nevoie sau ați pleca cu primul avion? Firește, familia va pleca, iar bărbații bănuiesc că vor rămâne, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina. Și nu degeaba, chiar dacă nu te duci pe front, așa cum nici în Ucraina nu luptă toți bărbații, ai ce face și să ajuți. Nu cred că o să vină războiul Așa de vreme. Dacă, Doamne ferește, s-ar extinde conflictul, ce-ai face prima oară? Ai plecat din țară sau ai rămâne să aperi țara? Aș rămâne. Nu B cred că e o soluție să pleci din țară, că o să se extinde războiul și în alte țări. Te-ai pregătit din punct de vedere militar în caz de nevoie să mergi la luptă? Da, m-aș pregăti. Pentru a îmbunătăți și a ajuta pe cei care sunt în nevoie și nu pot. Eu sunt dintr-o generație care n-a avut armata obligatorie. Și ați făcut vreodată pregătire? Poate în școală am făcut la un moment dat ceva. Dar știți că se poate face voluntar? V-ați pus problema vreodată să mergeți? Uh, ar fi interesant, nu mi-am pus problema. M-am gândit la alte variante, să fac bine comunității, dar nu la asta. În cazul în care ar fi nevoie să ajutați să apărați țara, ați face-o sau ați plecat din țară? De principiu, aș rămâne. Acestea sunt răspunsurile. Uh. Noi știm pe câți oameni, bărbați, femei, ne-am putea baza în caz de nevoie? În primul rând, sunt pozitivă. După răspunsurile pe care le-am auzit, chiar m-au -au impresionat. Vreau să vă spun următorul lucru. Există o lege, 446 din 2006, privind pregătirea populației pentru apărare. Cred că ați observat și dumneavoastră că s-au desfășurat și anul acesta în diverse județe din țară, am avut Timiș, care aș severin și mult mai recent Harghita și Covazna, sesiuni de pregătire, uh, dacă vreți, a celor care uh, sunt rezerviști. Rezerviști uh, însemnând cei care... Până la uh, 55 de ani soldații și gradații și până la 63 de ani ofițerii. Cei care uh, sunt în rezerva operațională deci, activă. Deci cei care au ceva pregătire. Cei care au ceva pregătire. Dar cred că uh, ce ar trebui să promovăm împreună uh, mult mai puternic și mult mai vocal, este conceptul de uh, militar voluntar în termen. Un concept uh, nou nu? Uh, pentru îndeplinirea pe timp de pace a serviciului militar activ, nu? Și vreau să vă dau câteva exemple. Se, se adresează tuturor cetățenilor români, femei și bărbați, uh, cu domiciliu stabil în România, cu vârste între 18 și 35 de ani. Deci este un segment de populație tânără. Care nu au îndeplinit forme, alte forme ale serviciului militar. Cât durează și ce învață? Învață pregătire militară, da? Învață să tragă cu arma, deci este o pregătire militară de bază, da? Dar ce e foarte important? Beneficiază gratuit de cazare, drepturi de hrană, drepturi de transport important și. După finalizarea acestui program de pregătire militară de bază, primesc și o uh, niște câștiguri uh, salariale. Respectiv 3 salarii medii brute uh, aferente anului pentru care se face plata, sunt introduși în rezerva operațională și sunt luați în evidență în centrele militare. Cred, cred cu sinceritate că este un concept extrem de facil pentru această categorie de vârstă, 18-35 de ani. Și încurajez. Încurajez tinerii să vină să ia parte la această formă de pregătire Cât pe -au bază venit? de voluntariat. Cât -au venit uh, vreau să vă spun sau... că uh, în, în cadrul. Uh, acestor mobexuri, da, exerciții de mobilizare, au fost uh, câteva mii de persoane și în Timi și în Caraș și uite anul ăsta vreau să vă dau o cifră, în 2023 ne-am propus instruirea și încadrarea aproximativ 2100 de posturi uh, nu din bugetul alocat rezerviștilor voluntari, doar, doar pentru instruire. Deci se întâmplă lucruri, nu știu, ați făcut referire la Polonia, da, uh, noi am avut această armată de masă, exact această cifră am avut-o, dacă vă aduceți aminte, din trecut, 300 de mii, ă, Noi ne-am modernizat. Nu? Suspendarea serviciului militar obligatoriu a însemnat modernizarea armatei. Doamna secretar de stat, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la Europa Liberă și ne-ați acordat acest interviu atât de, înainte de un moment atât de important. Vă mulțumesc și oricând cu mare plăcere. M